Mie vreau să vă arăt aici un sistem de 5.000 de euro. Monstrulețul ăsta. Stai să vedem dacă putem să vedem un pic înăuntru acolo. Nu știu dacă se vede. Astea sunt două Titan X-uri în SLI. Da, avem un mic logo acolo cu ROG. Aici avem un fel de, pare să fie turbina, dar de fapt e pur și simplu, nu știu, o decorație din plastic cu LED-uri, foarte fain, așa. Vedem aici niște unde. Bun. Și hai să vedem specificațiile cu ce luăm la 5.000 de euro acasă. Opa, stai așa ușor. Nu știu dacă se vede. Stai așa, hai că l-am luat aici. Deci avem un i7-6700K. Opa, DDR4. Hai mă, focalizează-te astăzi. DDR4, 16 plăcuțe de, nu, 4 plăcuțe de 16 giga. E, nu vrei. Nu vrea, mă, dacă nu vrea, nu vrea. Deci două Titan X-uri, cum vă ziceam. 2 tera, bla bla bla, ieșire căști. Deci rupe. Așa, și două SSD-uri în RAID. Văd eu bine acolo? Deci, da. Așa, ăsta e fix modelul aici și lângă el, stai așa, lângă el, trebuie să văd exact nu, modelul. Am și uitat, 34 de inch, este singurul monitor curbat de la Asus. Este o frumusețe, cred că l-ați mai văzut odată în, în videoclipul în care prezentam eu Plate Cool. E o frumusețe, stai așa să vi-l arăt din laterală, eventual așa de sus. Da? Bă, și ce e interesant aici în spate, avem și un afișaj. În mod normal acolo ar trebui, da, cred că i-a spart nenea doctor, ar trebui să fie afișaj și logo-ul ROG. E foarte, foarte tare. Ăsta, stai să-mi iau aminte cât a zis că costă. Ceva de genul 5300 de lei. Zic bine? O crasă de bani. Bun. Vă mai țin la curent cu ce se, cu ce se mănâncă pe aici. Ăsta este noul, cred că Spata, sper să nu mă înșel. Așa, l-am și eu acasă, o să urmeze o mică prezentare pentru mouse-ul ăsta. E foarte, foarte șmechel, în schimb este foarte, foarte mare. Cam atâta, vă mai țin la curent.